La mulți ani împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă sfințească El însuși pe deplin. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru, Iisus Hristos. Sunt puțini oamenii cărora să le placă sfârșiturile. De obicei ne plac începuturile, provocările și mai ales ne place să uităm ceea ce n-a fost pe măsura așteptărilor noastre. Aș dori însă ca astăzi să abordez ambele perspective. Pe de o parte, avem motive să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru binecuvântările Lui neașteptate din anul ce tocmai a trecut. Pe de altă parte, îmi doresc pentru fiecare dintre noi să pornim în noul an cu o viziune mai apropiată de realitățile acestor timpuri. Mi-ar plăcea să ne întoarcem cu recunoștință spre Tatăl nostru Ceresc, pentru că ne dovedește, dincolo de așteptări, că are ochii îndreptați asupra noastră și nu ne lipsește de nicio binecuvântare. Vă dau doar câteva exemple. În ciuda perioadei prelungite de pandemie, înregistrăm anul acesta o creștere numerică fără precedent în istoria imediată a Conferinței Transilvania de Sud. Iar numărul botezurilor neașteptat de mare, peste 350, este o dovadă clară a harului său nemeritat. În aceeași măsură, ne-am bucurat de stabilitate financiară cu o creștere semnificativă pentru ultimele 12 luni, deși parcurgem o perioadă în care crizele de orice fel abundă. De asemenea, în anul acesta, familia Conferinței Transilvania de Sud s-a mărit cu încă două biserici și o grupă, iar rețeaua de educație adventistă s-a mai extins cu încă o instituție de învățământ. Cu privire la noul an în care tocmai am intrat, îl văd ca un moment cheie în care să pornim din nou la drum împreună cu Dumnezeu, împreună cu familiile noastre și împreună cu frații și surorile noastre. E adevărat, timpurile urlă a neliniște, groaza și frica se năpustesc asupra noastră. Dar noi știm că Dumnezeu este viu și lucrează. Știu că Dumnezeu cunoaște totul de la început și știu că ne iubește. Știu că putem fi încrezători în viitorul alături de El și știu că El este la cârma bisericii sale. Acum, la început de an, este timpul să pornim împreună cu Dumnezeu în tot ceea ce facem. Conceptul de împreună umilește ego-ul individual și îl pune pe Dumnezeu și pe ceilalți în centrul atenției, nu pe noi. În fața contextului în care trăim de aproape 2 ani de zile, a fi împreună este cea mai bună soluție. Pentru anul care ne stă în față, pentru fiecare secundă a lui, împreună cu Dumnezeu înseamnă să avem aceleași priorități ca El, mântuirea fiecărei persoane din jurul nostru. Împreună va însemna studiul Bibliei spre mântuirea noastră și a altora, nu spre câștigarea unor lupte teologice sau spre înălțarea noastră. Împreună va însemna o unitate crescută a Bisericii, manifestată prin slujire și misiune în interiorul și în exteriorul ei. Împreună va însemna că fiecare gabor, maghiar, german, italian sau român va fi în primul rând un adventist. Împreună va însemna sprijin pentru persoanele aflate în perioade dificile, dar și alegerea de a cumpăra servicii și produse de la membrii bisericii. Împreună va însemna că atunci când unul cade, nouă îl ridică. În fața nesiguranței, anxietății și descurajării, haideți să rămânem împreună, în familii, în biserici și în societate. Și mai presus de toate, haideți să rămânem cu toții împreună cu Dumnezeu. Maranata, Domnul nostru vine!